Domnul Dumnezeu să fie înălțat și slăvit în toate lucrurile. Iată încă o seară în care ne-am adunat cu toți împreună și am dorit din toată inima să-L slăvim pe Dumnezeul nostru. De aceea vă invit cu toți să vă ridicați în picioare, aș vrea să facem o rugăciune împreună. Știm că prezența noastră aici se datorează doar lui Dumnezeu, doar Duhului Sfânt care este cu noi și noi până la sfârșitul veacului. De aceea dorim ca bucuria Lui să ne umple inimile, să ne umple viețile și în această seară, inimile noastre, alături de cântare, alături de poezie, dacă va fi, alături de cuvânt, toate lucrurile care le vom face în acest loc, să fie o jertfă plăcută înainte lui Dumnezeu. Haideți așa cum stăm să cerem prezența binecuvântată a lui Dumnezeu peste fiecare dintre cei care vor sluji și numele lui Dumnezeu să fie înălțat în toate. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Doresc ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze fiecare inimă, fiecare suflet care vine în seara aceasta în locul de închinare. Aș vrea să fie o seară binecuvântată pentru fiecare dintre noi, o seară în care să auzim cuvântul lui Dumnezeu, iar noi la rândul nostru să spunem, Doamne, vorbește Tu și robii Tăi să asculte. Ieșind de aici din biserică, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că la aceasta ne vorbește Dumnezeu. Pentru aceasta ne-a rugat și a spus, Doamne Dumnezeu, lucrează ca să auzim și noi să facem și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pace tuturor! Mă bucur că și după masa aceasta Dumnezeu a rânduit să ne adunăm casa Lui. De aceea să zicem cu toții, slăvit și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru. A Lui să fie toată gloria, toată slava și toată cinstea, de acum și până în veac. Aș vrea să dau citire din Sfânta Scriptură și dacă deschidem la Exod, capitolul 20, găsim cele 10 porunci lăsate de Domnul. Și porunca din versetul 7 zice în felul următor, să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Luarea în deșert a numelui Lui Dumnezeu. Mulți oameni asociază cu glume, cu bancuri despre Dumnezeu, adică cu cuvinte nepotrivite spuse la adresa numelui Lui Dumnezeu. Și este adevărat acest lucru, dar nu este totul, pentru că și o viață trăită nu după voia Domnului, nu după conformitate cu cuvântul Lui, este tot o formă de luare în deșert a numelui Lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Roman, capitolul 13, cu versetele 13 și 14, ne îndeamnă în felul următor. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele. De aceea trebuie să glorificăm acest nume sfânt prin trăirea unei vieți curate, ca toți oamenii din jurul nostru să slăvească și să binecuvânteze și ei numele Lui Dumnezeu, văzând viața noastră frumoasă și trăită în curăție. Cred că cu toții dorim un astfel de lucru. De aceea venim în fața Domnului și dacă am săvârșit asemenea păcate, să-i cerem Lui iertare, pentru că El este un Dumnezeu bun, plin de milă și îndurare. Este un Dumnezeu gata să ierte greșelile noastre. Dacă ne uităm în Ioan 1:9, în 1 Ioan 1:9, zice că dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Vă rog să vă ridicați în picioare și să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute, ca prin faptele noastre, ca prin trăirea noastră de zi cu zi, numele Lui să fie proslăvit de orice suflet, să se vadă că suntem adevărați copii ai Domnului, și că nu purtăm degeaba numele de creștin. Ne plecăm capetele și ne rugăm Domnului. Amin. Cred că fiecare dintre noi au auzit cuvintele acestea care le voi citi, cu voia sau fără voia le-au auzit de o grămadă de ori, de o mulțime de ori. Cuvântul care spune în Numeri, capitolul 6, vorbește lui Alon și fiilor lui și spune-le așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-ți înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu voi binecuvânta. Numele Lui Dumnezeu este o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. De aceea se cuvine să ne comportăm cu foarte mare grijă cu acest nume sfânt al Domnului Iisus Hristos. Numele pe care îl purtăm noi de creștini, vine tot de la Hristos. Un Hristos mai micuț suntem, ăștia suntem noi. Și se cuvine să avem foarte mare grijă cu
cum ne comportăm în viața de fiecare zi. Și zic, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
abia așteaptă să spună azi alul Dumnezeu. Sunt cei ce n-au primit, iar inima le plină de multă trudă și întristare. Așteaptă bolnavi spitale, așteaptă și inimi zdrobite să fiu Iisus mai curând. Așteaptă atâția Iisuse ce lipsul durere și chin. Își înalță privirile duse spre țărmurile tăi și sânii. O vino, o vino, vino, atâția te așteaptă.
Știi tu cine este Iisus? Știi de unde veni El? Știi tu al cui fiu este El? Știi că Tatălui e Dumnezeu, iubește-L, o, iubește-L, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar, iubește-L să fii fericit. Știi tu cine este Iisus? Cine de moarte te-a scăpat? Cine ți-a dat har și ție ca să fii pe veci răscumpărat? Iubește-L, o, iubește-L, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar, iubește-L să fii fericit. Știi că îngerii din slavă sunt uimiți de jertfa Lui, privind la crucea Golgotei, vezi cum curge la toți harul Lui. Iubește-L, o, iubește-L, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar, iubește-L să fii fericit. Iubește-L, o, iubește-L, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar, iubește-L să fii fericit. Amin. Înainte de a citi textul care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru seara aceasta, vreau să fac și să rostesc câteva cuvinte așa cum se cade de altfel când cineva te invită la el acasă. Nu cu multă vreme înainte am invitat pe cineva la noi și m-aș fi simțit foarte așa cumva să fi plecat și să nu fi spus: ei, mulțumesc frumos că mi-ai dat o bucată de tort, o bucată de grill. La fel vreau să fac și eu în această seară, să mulțumesc în primul rând Domnului Dumnezeului nostru care a rânduit această zi în mijlocul nostru ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Lui îi datorăm aceasta, slăvit să fie El. Amin. Și apoi, desigur,
mulțumim robilor lui, fratelui Adi, fraților din conducere, care s-au lăsat călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și astfel, iată-ne în locul acesta, să fie numele Domnului slăvit. Haideți acum să ne ridicăm în prezența sa, dând astfel cinste cuvântului lui Dumnezeu și să citim câteva versete, trei versete din cartea Evanghelistului Ioan de la capitolul 16, citim versetul 7 și apoi vom conclude citirea cu versetul 13 până la versetul 15, pagina în traducerea Cornilescu, 1048. Aici cuvântul lui Dumnezeu vine și ne vorbește astfel. Totuși vă spun adevărul, zicea Mântuitorul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Probabil v-ați dat seama de ce, care este tema acestei seri sau în ce direcție vrem să vorbim câteva gânduri în seara aceasta, ținând cont și de ceasul care stă tocmai înaintea ochilor mei. Vreau să vorbim câteva lucruri despre acest Duh Sfânt pe care Dumnezeu ni le-a dat. Iubit popor al Domnului, vă aduceți aminte cei care ați fost botezați cu Duhul Sfânt? Cum s-a manifestat prezența Duhului Sfânt în viețile dumneavoastră atunci când ați primit acest botez? Vă aduceți aminte cum vă era starea spirituală? Vă aduceți aminte cum lucrați, cum v-ați manifestat în acele zile, în acel timp, când Duhul lui Dumnezeu a venit peste dumneavoastră și v-a umplut inimile și v-a umplut viețile? Știți că Duhul acesta al lui Dumnezeu, pe lângă faptul că da, într-adevăr, El este o putere sau deține în El o putere venită din partea lui Dumnezeu, El este o persoană? Unii dintre noi spunem că Duhul Sfânt este doar o putere. Ori atunci vreau să vă întreb un următor lucru sau să vă pun o următoare întrebare. Dacă Duhul Sfânt este doar o putere, o putere poate să fie întristată? O putere poate să cheme oameni în lucrare? O putere poate să trimită pe cineva dintr-un loc în alt loc? O da, eu cred că Duhul Sfânt are în el puterea lui Dumnezeu. Amin, așa este. Dar cred mai mult decât atât, că Duhul acesta al lui Dumnezeu, care l-am primit de la Dumnezeul nostru, El este o persoană. Și dacă Duhul acesta al lui Dumnezeu este o persoană, o persoană care poate să fie întristată, să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu pentru care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, poate să trimită în lucrare, poate să cheme în lucrare Duhul Sfânt. La un moment dat în Cartea Faptelor Apostolilor spune, puneți-mi-l deoparte pe cutare și pe cutare pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci vreau în această seară, în scurtele gânduri, și vreau să mă remitez la patru scurte gânduri în seara aceasta, vreau să tratăm un următor subiect și să răspundem la această întrebare. De fapt, astfel am intitulat și mesajul din seara aceasta. Care este rolul Duhului Sfânt în viața ta? Care este rolul Duhului Sfânt în viața mea? Mai îți aduci aminte de ziua aceea când ai venit Duhul Sfânt în viața ta, cum lucrai, cum umblai, cum te manifesteai, cum mărturiseai pe Iisus Hristos? Vreau să te întreb, s-a schimbat ceva de atunci în viața ta? Sau ești la fel de înclocot? Sau ești la fel de încrezător? Sau ești la fel și sunt la fel de plin de râfnă cum am fost atunci? Dacă Duhul lui Dumnezeu este o persoană care are în el putere desăvârșită, atunci întrebarea mea este în seara aceasta pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Care este rolul acestui Duh Sfânt în viețile noastre? Și vreau aici să ne uităm la patru personaje
Și la una din ele, într-un mod inevitabil sau vrând nevrând, ne vom încadra. Și vreau mesajul acesta să fie un mesaj în care să ne autoverificăm, să ne autocercetăm. Într-adevăr, suntem o biserică penticostală care ne lăudăm cu Duhul Sfânt și bine este că o facem. Dar dacă suntem oameni care ne lăudăm cu Duhul Sfânt, atunci Duhul Sfânt să fie din plin în viețile noastre. Atunci Duhul Sfânt să fie simțit din plin în bisericile noastre. Dacă ne lăudăm cu Duhul Sfânt, atunci Duhul Sfânt să aibă într-adevăr prezența vizibilă și atunci când ieșim din cadrul acestei biserici. Oamenii din școli, oamenii de la locurile de muncă, oamenii din facultăți, oamenii din centrul orașului, oamenii din salonul de înghețată, oamenii de oriunde care ne înconjoară, trebuie să vadă în noi pe Duhul Sfânt. Dacă ne lăudăm că l-avem în noi. Și atunci asta este întrebarea. Care este rolul Duhului Sfânt în viața ta? Tu care mă asculți în această seară. Primul personaj care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră este acel trecător necunoscut. Este cumva Duhul Sfânt pentru tine doar un trecător necunoscut? Vedeți dumneavoastră, trecătorul necunoscut este o persoană pe care uneori o vezi pe drum sau chiar de mai deseori treci pe același drum cu acea persoană, cum de exemplu trec eu cu o persoană necunoscută. Nu știu cum o cheamă, nu știu unde locuiește, dar de nenumărate ori trec pe lângă acea persoană în drumul meu spre lucru și deja o cunosc prin faptul că în fiecare zi o întâlnesc. Dar niciodată nu am întrebat-o cum o cheamă, niciodată nu am întrebat-o unde locuiește, niciodată nu am întrebat-o care este profesia și efectiv pentru mine a rămas acea persoană, acel om, doar un trecător necunoscut. L-am văzut, am realizat că este un om, am văzut cum este îmbrăcat, dar doar atât. Vreau să te întreb în această seară, știți că pentru unii Duhul Sfânt este doar un trecător necunoscut? Vin la biserică, aud de lucrarea Duhului Sfânt, aud cum Duhul Sfânt prin puterea sa a vindecat, aud cum Duhul Sfânt prin puterea sa a ridicat oameni, a desfăcut lanțuri de păcat. Zice ei în sinea lor, da, Domnule, într-adevăr ceva extraordinar, poate chiar rămân copleșiți, rămân mirați, rămân uimiți de aceste lucrări care îl aud, dar se plafonează. Se limitează doar la această stare și nu sapă mai adânc și nu caută mai mult și nu se străduiesc să facă ceva mai mult și pentru ei Duhul Sfânt rămân doar un trecător necunoscut. Aud cum experimentează alții puterea Duhului Sfânt în viețile lor și ei rămân reci și rămân seci. Este pentru tine Duhul Sfânt în această seară sau în viața care ai trăit-o până acum sau a fost pentru tine Duhul Sfânt doar un trecător necunoscut? Dacă da, este vremea în seara aceasta ca Duhul Sfânt să ne ajute să ne pocăim. Ori iubit popor al lui Dumnezeu, în această direcție mai este încă ceva. Știți că mai este o categorie de oameni pe lângă cei care, cum vi-am prezentat deja, aud de Duhul Sfânt în diferite situații, aud anumite lucrări pe care le fac și rămân uimiți, mai este o categorie de oameni pe care ne-o descrie cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptelor Apostolilor, de la capitolul 19 și să citim de la versetul 1. Zice, pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Iată ce se întâmplase cu ăștia. Și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Răspunsul logic care ar fi fost? O da, păi cum să nu? Un astfel de răspuns ne-am fi așteptat probabil mulți dintre noi. Iar răspunsul lor era următorul. Zice, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Pentru ei acest Duh Sfânt a fost doar o experiență care ținea de acel trecător necunoscut, Duhul Sfânt în vechime, în legea veche, își manifesta prezența. Și la un moment dat probabil oamenii aceștia au auzit una sau alta despre Duhul Sfânt, dar s-au limitat doar la atât, nu l-avea în mod evident. Dar în momentul când Pavel vine
și le spune și le deslușește acest adevăr cu privire la Duhul Sfânt, că ei zice, oh, noi nici n-am auzit, noi am fost botezați doar cu botezul lui Ioan. Oh, atunci zice Pavel, zice, da, da, dar cel ce vine după Ioan este mai mare și zice că îndată, zice Cartea Faptelor Apostolilor, haideți să ne uităm cum scrie, când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Și când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Ce este Duhul Sfânt pentru noi, Biserica Penticostală, în această seară? Ce este Duhul Sfânt pentru mine, om care mă laud că sunt botezat cu Duhul Sfânt din anul 2003? Este Duhul Sfânt pentru noi doar un trecător necunoscut despre care tot am auzit, dar nu am depășit această barieră să gustăm mai mult din prezența Duhului Sfânt? Dacă este doar un trecător necunoscut pentru cineva sau a fost, să dea Domnul pocăință în seara aceasta. Pentru că încă este, cum se spunea la ora de rugăciune, jertfa lui Iisus Hristos care ne poate curăți. Și încă Dumnezeu este Dumnezeul binevoitor, care vrea și poate să dea Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dacă până astăzi nu l-ai avut, sau ți-a fost doar un trecător necunoscut, n-ai vrea astăzi să faci cunoștință în adevăratul sens al cuvântului cu El? 2. Este oare Duhul Sfânt pentru tine sau pentru mine, care ne lăudăm că-L avem, un polițist inconfortabil? Știți că un polițist inconfortabil este un om al legii care pedepsește pe cel prins într-o anumită vină conform legii. V-ați aflat vreodată în preajma unui polițist? Eu nu de mult am stat cu unul la masă, el era la două mese mai încolo și vedeam că e îmbrăcat ca și polițist, îmi venea să stau ca sfântul, cum vine vorba, ca nu cumva să-mi găsească ceva și să mă amenteze. Ori, iubit popor al lui Dumnezeu, este Duhul acesta sfânt pentru tine un polițist inconfortabil care efectiv te inconfortează și nu te lasă să faci ce vrei? Și nu te lasă să trăiești cum vrei și nu te lasă să-ți manifesti gândurile tale mizere sau murdare așa cum ți-ai dori să faci? Vorbeam la un moment dat cu un tânăr și îmi spune, oh, de n-aș fi primit botezul cu Duhul Sfânt. Măi, omule, zic, dar cum vorbești așa? Zice, pentru că efectiv acest Duh Sfânt al meu, acest Duh Sfânt care l-am primit și cu care am fost botezat, pe mine mă inconfortează. Am vrea să-mi fac un business, zicea el. Și Duhul acesta mă inconfortează. Ar trebui să umblu cu anumite lucruri, cu anumite învârteli și Duhul acesta al lui Dumnezeu mă inconfortează. Este Duhul Sfânt pentru tine sau pentru mine sau a fost El un polițist inconfortabil? Știți că Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu care veghează asupra întregii lucrări pe care o facem în viețile noastre? Și dacă pretindem că lucrarea care o facem pentru Domnul în biserică și în viața de zi cu zi este sub călăuza Duhului Sfânt, atunci trebuie să ținem cont de doi factori foarte importanți aici. Unul la mână, lucrarea pe care noi o facem trebuie să fie conform legii lui Dumnezeu și nu a dorințelor noastre, unu. Și doi la mână, lucrarea pe care noi o facem trebuie să aducă zidire în viața celor prezenți. Și Duhul Sfânt exact la lucrul acesta veghează. Cum este când ai vrut să vii la biserică și să faci un anume lucru, dar pentru că te-ai gândit că ai Duhul lui Dumnezeu în tine, ai zis, of ce inconfortabil mă simt, altfel aș face de n-ar fi Duhul Sfânt. Iubit popor al lui Dumnezeu, asta nu-i viață trăită în Duh. Asta e o viață mediocră. Ori noi, dacă suntem biserica botezată cu Duhul Sfânt, suntem chemați nu să trăim o viață mediocră, ci să avem o relație cu Duhul Sfânt a unui trecător necunoscut sau unui polițist inconfortabil de care numai să ne temem. Oh, din cauza Duhului Sfânt nu fac cutare lucru că s-ar putea să. Din cauza Duhului Sfânt nu merg în cutare loc că s-ar putea să.
Nu așa, iubită Biserica Domnului Iisus, ci trăirea în Duh este o trăire de plinătate. Este o trăire în care, într-adevăr, Duhul Sfânt să-și facă din plin prezența în viețile noastre. 3. Este Duhul Sfânt pentru tine cumva sau a fost El cândva pentru tine sau pentru mine? Și aici ne apropiem de ceva mai apropiat nouă. Un prieten musafir. Există o vorbă în popor care spune în felul următor. Duhul Sfânt, musafirul când intră în casa unui om, vine, stă, dar mai și pleacă. Știți că pentru unii exact aceasta înseamnă Duhul Sfânt? Doar un prieten musafir? Care este chemat atunci când sunt probleme? Care este chemat atunci când li bolnavă soția? Care este chemat atunci când le este bolnav sau rătăcit copilul? Atunci îl dorim pe Duhul Sfânt! Atunci dorim să vină, să ne umple, să convingă, să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul conform Mântuitorului, să se descopere copilului rătăcit sau fiicei noastre rătăcite, să-i spună că nu-i bine, să vină din nou în casa lui Dumnezeu. Și apoi, după ce acel om din nou este în casa lui Dumnezeu, care ne este atitudinea și care îți este atitudinea? Îl chemi atunci când îți este prielnic sau ai nevoie, cu care te comporți bine în timpul acela, până obții ceea ce dorești de la acest Duh Sfânt și apoi îl lași să plece? Înseamnă pentru tine Duhul Sfânt doar o prezență dumnezeiască care să te cerceteze atunci când vii la biserică și să-ți producă o stare de bine, iar după ce pleci de la biserică să te lase în pace? Unul din cuvintele unui om care a fost un om mare al lui Dumnezeu și a ajuns până la un moment dat să se lepere de credință. Știți că o astfel de atitudine a avut-o? Da, Duhul Sfânt, dar până la un anume punct. Da, Duhul Sfânt, dar până într-un anume timp. Da, într-adevăr, Duhule Sfinte, îți mulțumesc că ai venit, îți mulțumesc că mă cercetezi, îți mulțumesc că mă vindeci, îți mulțumesc că mă eliberezi, dar și Duhule Sfinte, eu sunt un om foarte ocupat, eu am treburile mele, eu am afacerile mele. Data viitoare, când voi avea din nou nevoie de tine, te voi contacta, dar acum mulțumesc pentru ceea ce mi-ai făcut. Data viitoare te voi contacta din nou. Exact aceasta au fost cuvintele acestui om. Știți că Duhul lui Dumnezeu, pentru cei care doar așa l-ați întâlnit sau l-ați manifestat în viețile dumneavoastră, nu rămâne la acest statut de prieten musafir, vine, stă, dar mai și pleacă, ci chiar din contră, El este acel care atunci când vine în viețile noastre, vrea să dețină controlul absolut asupra vieților noastre. Îl deține. Asta e punctul de reper. Că frica care o port în inimă, având în vedere situația în care mulți se află, vorbind la nivel general, este că Duhul Sfânt pentru unii penticostali, care atâta se laudă cu El, nu este nimic altceva decât un prieten musafir, care vine, stă, dar te rog frumos, mai și pleacă. Te încadrezi cumva oare aici? Mă încadrez eu oare aici? Știți că cum găsiți răspunsul foarte ușor? Simplu. Deține Duhul Sfânt controlul absolut a vieților dumneavoastră sau nu? Deține Duhul Sfânt controlul absolut asupra vieții mele sau nu? Mai fac ce vroiesc eu sau fac ceea ce Duhul lui Dumnezeu îmi spune să fac? Un prieten musafir și 4. Și cu lucrul acesta vreau să mă apropiu de încheiere. Sau este Duhul Sfânt ceea ce pentru care a fost menit să fie? Sau este Duhul Sfânt pentru noi un învățător permanent? Iată ce spune Mântuitorul la un moment dat în cartea Evanghelistului Ioan, în cartea care am citit-o, la capitolul 14, versetul 26. Zice, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus
eu. Este Duhul Sfânt pentru tine un învățător permanent? Este Duhul Sfânt pentru mine un învățător permanent care în fiecare zi, în fiecare decizie, în fiecare hotărâre, în fiecare lucru mic sau mare a vieții mele, mă învață și mă las învățat de El? O, toți am vrea să zicem amin și așa ar fi de dorit ca Duhul lui Dumnezeu să fie învățătorul permanent a vieților noastre. Că pentru aceasta fusese trimis și pentru aceasta fusese menit. Întrebarea este, ce faci atunci când stai în fața unei decizii? Ce fac atunci când nu știu la dreapta sau la stânga? La cine mă duc în primul rând? La Duhul Sfânt sau la tot felul de oameni și apelez la tot felul de circumstanțe? Știți că atunci când Duhul Sfânt este învățătorul permanent a vieților noastre, suntem scutiți de rătăcire? În momentul când rătăcești, află că s-ar putea ca Duhul Sfânt să-ți fie doar un prieten musafir, ci nu un învățător permanent. Știți că atunci când Duhul lui Dumnezeu este un învățător permanent al vieților noastre, suntem îmbogățiți cu înțelepciune? Dacă le lipsește cuiva înțelepciunea s-o ceară, da, dar Duhul lui Dumnezeu al lui Dumnezeu este un Duh de înțelepciune. Îți lipsește înțelepciunea? S-o ceri, da, așa este. Dar dacă cumva te vezi deficitar în domeniul de înțelepciunii, nu cumva Duhul Sfânt îți este doar un prieten musafir sau un polițist inconfortabil sau un trecător necunoscut? Atunci când Duhul lui Dumnezeu este învățătorul permanent a vieților noastre, suntem ajutați la vreme de nevoie și suntem călăuziți, adică învățați, spre o trăire demnă și autentică de numele pe care îl purtăm. Ce este Duhul Sfânt pentru tine? Când va veni El, adică Duhul adevărului, are să ne călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi lucrurile care le-a fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ce este Duhul Sfânt pentru tine astăzi? Ce a fost până astăzi? Știți că mesajul acesta și aceste patru întrebări Duhul lui Dumnezeu mi le-a pus mie când am stat înaintea lui Dumnezeu să mă cercetez și mi-a spus, Denis, ce sunt eu pentru tine? Sunt doar un trecător necunoscut? Gândește-te! Sunt doar un polițist inconfortabil care nu te lasă faci ce vrei în nebuniala și în prostia minții tale? Sunt pentru tine doar un prieten musafir care vin, stau, te rog frumos, mai și du-te? Sau sunt eu pentru tine învățătorul permanent a vieții tale? În direcția aceasta vreau să medităm în seara aceasta și vreau să închei aici, fără să mai spun prea multe alte cuvinte. Dacă Duhul lui Dumnezeu până în seara aceasta ți-a fost doar un trecător necunoscut, este șansa pocăinței aici astăzi. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a fost doar un polițist inconfortabil, este șansa să mă pocăiesc și să te pocăiești. Dacă ți-a fost doar un prieten musafir, fă din el și să fac din el învățătorul permanent a vieții tale. Iar dacă îți este învățător permanent și ți-a fost, zic din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să rămânem prin ajutorul Duhului Sfânt în această stare de har. El este acel care ne ține și care ne ajută să rămânem. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca Duhul lui Dumnezeu să fie, dacă n-a fost și dacă a fost, să rămână învățătorul permanent a vieților noastre în fiecare zi. Amen. Și Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse. Corul acestei cântări spune, Osana celui care vine, glorios din veșnicii, a Dumnezeului puternic, plin de slavă și mărire. Și haideți să cântăm măcar la cor împreună și Domnul să binecuvinteze întreaga adunare. Muzica.
Osana celui care vine, glorios din veșnicii, a Dumnezeului puternic, plin de slavă și mărire. Osana celui care vine, glorios din veșnicii, a Dumnezeului puternic, plin de slavă și mărire. Sunt atotputernic, Doamne, este numele slăvit. Orice om să ți se închine, din apus la răsărit. Osana celui care vine, glorios din veșnicii, a Dumnezeului puternic, plin de slavă și mărire. Osana celui care vine, glorios din veșnicii, a Dumnezeului puternic, plin de slavă și mărire. Azi asculta lui chemare, nu mai sta nepăsător. În curând Domnul apare să-și ridice al său popor. Osana celui care vine, glorios din veșnicii, a Dumnezeului puternic, plin de slavă și mărire. Osana celui care vine, glorios din veșnicii, a Dumnezeului puternic, plin de slavă și mărire. A Dumnezeului puternic, plin de slavă și mărire. Trecutau anii ca un nor putat de vânt, și ce-au lăsat în urma lor. Pe fața mea, dacă mă uit, sunt urmă dânc. Îmbătrânesc ușor. A ta iubire îmi umple inima, trăiesc prin tine, prin puterea ta. O veșnicie mă voi bucura, voi fi cu tine, tu ești încă mea. Și știu că moartea mă va despărți de trup, țărâna merge în mormânt. Dar sufletul se-ntoarce iar la locul lui, la tine, Tată Sfânt. A ta iubire îmi umple inima, trăiesc prin tine, prin puterea ta. O veșnicie mă voi bucura, voi fi cu tine, tu ești încă mea. Mă uit la mine și mă văd atât de slab. Nu pot să fac un lucru mic. Tu, Doamne, ești puterea și tăria mea. Prin tine mă ridic. A ta iubire îmi umple inima, trăiesc prin tine, prin puterea ta. O veșnicie mă voi bucura,
iubire îmi umple inima. Trăiesc prin tine, prin puterea ta. O veșnicie mă voi bucura, voi fi cu tine, e tu ești stânca mea. Încă chemat și de cer așteptat, întoarce.
încete. Vino nu întârzia, astăzi te poți salva. Cât e încă milos, vino da la Hristos, vino nu amâna. Vino acasă de grab, tu copii rătăci, cât ești încă chemat și de cer așteptat, întoarce-te. Vino nu întârzia, astăzi te pot salva. Da la Hristos, vino nu amâna. Veșnic
veșnicia, s-o dai pe-o umbră și pe-un fum. E mult prea scump Hristos și raiul, să nu dai tot să-l ai acum. E mult prea scump Hristos și raiul, să nu dai tot să-l ai acum. Amin. Vă invit în mod respectuos să vă ridicați. Aș vrea să deschidem la pagina 1166, pagina 166, și aș vrea să citim din cartea Numeri, capitolul 17, primele 11 versete. Numeri, capitolul 17, începând cu versetul 1, unde cuvântul spune: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copilul lui Israel și ia de la ei un toiac după casele părinților lor, adică 12 toiege din partea căpetenilor lor, după casele părinților lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui și să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, căci va fi câte un toiac de fiecare căpetenie a casei lor, părinților lor. Să le pui în cortul mărturii întâlnirii, înaintea mărturiei unde mă întâlnesc cu voi. Bărbatul pe care îl voi alege va fi acela cărui toiac va înflori și voi pune capăt dinaintea mea cârtirilor pe care le ridică împotriva voastră copiii lui Israel. Moise a vorbit copiilor lui Israel și toate căpetenilor lor i-au dat câte un toiac, fiecare căpetenie câte un toiac, după casele părinților lor, adică 12 toiege. Toiacul lui Aaron era în mijlocul toiegelor lor. Moise a pus toiegele înaintea Domnului în cortul mărturiei. A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiacul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele și le-a dus tuturor copiilor lui Israel ca să le vadă și să-și ia fiecare toiacul lui. Domnul a zis lui Moise: pune toiacul lui Aaron înapoi înaintea mărturiei și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cârtirilor lor și să nu moară. Moise a făcut așa, a făcut întocmai după porunca pe care o dăduse Domnul. Amin. Amin. Doamne, te rugăm în continuare, pe fiecare în parte, să ne ungi cu undele în proaspăt. Amin. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Luați loc. Frați și surori, dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut în seara asta. M-am uitat, n-am mai fost aici de când erați în Biserica Veche și rămân surprins ce locaș frumos ați făcut, adică Domnul v-a scos la loc larg, nu? Sunt bucuros pentru asta, Domnul să vă binecuvânteze. Deci că în America fost invitat un predicator și culmea a predicat și slab și de obicei când Domnul predică slab, predică și lung. Și în final a găsit aminul și din capătul său le-a venit un tip de XXL, sufulcându-ți mâniecile și vinea spre Anvon. Și când a venit spre Anvon, predicatorul s-a eschivat, dar omul zice: au, stai liniștit, n-am treabă cu tine, am treabă cu ăla care te-a dus să predici în seara asta. Dacă nu o să vă placă cum predic, vă rog să luați pe Adi la rost, că el a fost de acord să vină seara asta aici. Vă rog să luați la rost pe el și să mă lăsați să mă întorc cu bine în România. Aș vrea să salut și pe Adi, salut și pe fratele păstor, Domnul să-l binecuvânteze, pe Denis, ne-am întâlnit. Am și neamuri aici, Aron, Domnul să-l binecuvânteze, și cred că mai am și neamuri și băimăreni. Aș vrea să-l salut pe fratele Dinu, Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Slăviți să fie Domnul. Aș vrea din toată inima Domnul să ne binecuvânteze. Și aș vrea să ne concentrăm puțin pe textul acesta. N-am să spun lucruri mari, eu sunt micuț, un micuț, n-am să spun lucruri mari. Dar aș vrea să ne concentrăm pe cuvântul Domnului și aș vrea ca Domnul să vorbească fiecare dintre noi. Înțeles că este seara tinerilor, dar vreau să vă spun ceva. Știți că sunt bătrâni tineri și tineri bătrâni? Gândiți-vă bine la ce v-am spus. Așa că vă rog să lăsați pe toți care trec pe aici și Domnul să ne binecuvânteze. Se zice, n-am verificat, dar se zice că sunt 5.000 de utilizări ale lemnului. De la obiect de mobilier,
becea de chibrituri, hârtie, 5.000. Acum vreau să vă spun că în seara asta să nu credeți că vreau să fac pe deșteptul, că mai știu una. Și cine face pe deșteptul? Cine nu îi? Dar vreau să vă spun că în seara asta mai știu o utilizare a lemnului. Și ca să mă înțelegeți mai bine, vreau să evoc un moment când Domnul Hristos mergea cu crucea în spate pe Via Dolorosa. Tradiția spune crucea cântărea circa 80 de kilograme. 80 de kilograme. Era, din calculele mele, de circa 8-9 ore, n-am mai mâncat nimic. Era într-o stare destul de grea din punct de vedere fizic. Era înconjurat de o mulțime, pe fețele lor parcă pâlpâiau flăcările iadului și strigau cu o ură diabolică, răstignește-l, răstignește-l, la moarte cu el! Și în oceanul acesta de ură era o insuliță alcătuită din câteva femei care plângeau. Biblia spune că ele veneau, de unde veneau după el? Din Galileea. Și Domnul Hristos a avut timp să gândească la ele, s-a întors și le-a spus, fiice ale Ierusalimului. Adică veneau din Galileea și le spune, fiice ale Ierusalimului. Nu întâmplător, pentru că ele aveau în inimă Ierusalimul ceresc. Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Luca 23:31. Căci dacă copacului verde s-a întâmplat aceste lucruri, ce va fi cu cel uscat? Și mesajul meu în seara asta se numește Cum rodește copacul uscat? De aceea vă spuneam că mai știu utilizarea lemnului. În seara asta putem să vedem cum rodește copacul uscat. În primul rând, fiecare dintre noi, spiritual vorbind, nu suntem decât un copac uscat, ăsta este adevărul. Oricât de bine s-ar ține cineva, oricât de important s-ar ține, spiritual vorbind, fără intervenția lui Dumnezeu, noi suntem decât un copac uscat. Dar ca să rodim, în primul rând, trebuie să ne alipim de Dumnezeu. Este prima condiție. Biblia ne spune că Dumnezeu a ales seminția lui Levi. Ce înseamnă Levi în limba română? Alipire. Și Dumnezeu a ales această seminție să fie în slujba Domnului. Și ceilalți i-au invidiat. De fapt, într-un fel, e mai bine să fie invidiat decât compătimit, nu? Și Dumnezeu a vrut să dea o lege pentru întreg Israel, a vrut să dea o dovadă ca să se vadă că, într-adevăr, Dumnezeu i-a ales pe ei pentru slujbă. Și semnul care era? Toiagul care va înflori. Este semn că Dumnezeu a ales seminția respectivă. Bărbatul pe care voi alege versetul 5 este acela cărui toiac va înflori. Este o dovadă certă că Dumnezeu a ales seminția aceasta. Așadar, ca să rodești pentru Dumnezeu în lumea aceasta, trebuie să te alipești de Dumnezeu. Ascultați-mă. Poți să ai diplome, să-ți fie buzunarele doldora de diplome. Poți să ai bani, poți să ai popularitate, poți să ai talent, poți să ai ce vrei. Spiritual nu poți să rodești dacă nu te alipești de Dumnezeu cel viu. Hristos spune foarte clar, despărțiți de mine nu puteți face nimic, fără El te faci de nimic. Dar nu poți realiza nimic fără Hristos în viața asta. Și acum, ca să înțelegeți mai bine, aș vrea să-mi permiteți să facem o incursiune în Biblie. Nu mi-am propus să vă țin în prea multe texte biblice, nu vreau să vă obosesc, e și duminică seara, dar sunt obligat să mergem doar la câteva. Și acum aș vrea să deschideți împreună cu mine în Geneza 49, de la versetul 5, vreau să facem o incursiune prin Biblie, să vedem câteva lucruri despre această seminție, deci despre Levi. Și ascultați ce spune Geneza 49:5. Simeon, atenție, și Levi sunt frați. Săbile lor sunt niște unelte de sâlnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor. Nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat venele taurilor. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor, căci a fost prea sălbatică. Asta spune Iacob despre doi dintre fiii lui, Simeon și Levi. Și urmează o judecată aspră, teribilă. Ultima parte a versetului 7. Îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Iată cuvântul pe care l-a spus aici Iacov, are caracter de profeție. Și profețește foarte clar că îi voi împărți în Iacov, îi voi risipi în Israel.
Adică ei sunt sortiți anonimatului spiritual. Și acum aș vrea să deschideți din nou cu mine în cartea Deuteronom, și aș vrea să ne uităm la capitolul 33 și începând cu versetul 9. Deuteronom, capitolul 33, cu versetul 9, uitați ce spune. Deuteronom 33 cu 9. Deuteronom 33 cu 9. Levi a zis despre tatăl său. Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa, nu i-am văzut, și despre frații lui, nu vă cunosc. Iar de copii n-a vrut să mai știe, că cei păzesc cuvântul tău și țin legământul tău. Ei învață pe Iacov poruncile tale și pe Israel legea ta. Ei pun tămâie sub nările tale și arderea tot pe altarul tău. Binecuvântează tăria lui Doamne, primește lucrarea mâinilor lui, frânge șalele protivnicilor lui și vrăjmașii lui să nu se mai scoale. Dar vreau să ne uităm și la versetul 8. Uitați-vă și la versetul 8. Vreau să remarcați aici cine lipsește dintre cei doi. Simeon. Și vorbește aici Moise, numai despre Levi. Moise vorbește în momentul în care erau Israel în pustia Moabului și se pregăteau să intre în țara promisă. Și spune despre Levi, a zis, Tumim și Urim și Urim a fost încredințat bărbatului sfânt pe care l-ai ispitit la masa și cu care te-ai certat la Meriba. Deci iată, are cuvinte extraordinare, dar numai pentru Levi. Dacă veți citi acasă primele 9 versete din Iosua, capitolul 19, veți vedea că într-adevăr cuvântul acesta spus de Iacov s-a împlinit vis-a-vis de Simeon. Ajunge să primească o moștenire în teritoriul seminției lui Iuda. Efectiv au fost sortiți anonimatului spiritual, dar Levi, despre Levi ați auzit cuvinte formidabile. Din ei au ieșit preoții și leviții care au slujit în lucrarea lui Dumnezeu. Și acum, sigur că se naște întrebarea, de ce Iacov a fost atât de dur cu acești doi dintre băieți? Aș vrea să citiți acasă Geneza 34 și veți vedea că atunci când s-a întors Iacov de la Laban, în loc să meargă să împlinească promisiunea pe care a făcut-o, că se va închina la Betel și îi va da lui Dumnezeu a 10-a parte, el s-a dus mai în nord și zice cuvântul Domnului că unul dintre băieții de acolo s-a îndrăgostit de Dina. Ea și-a pierdut castitatea, a fost un prilej de supărare pentru familie. Știți cum se discută chestiile astea în familie? Au auzit băieții care erau la păscutul vitelor. Și într-o seară, după ce au avut o înțelegere să se taie din, să taie împrejur și tot să fie aceeași familie, în spatele acestei întâmplări era diavolul care vrea să zădărnicească familia lui Iacov, să amestece cu lumea, ca în Iacov să nu se nască Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Totdeauna diavolul s-a amestecat în lucrarea lui Dumnezeu, dar cel care a vegheat să se împlinească cuvântul e Dumnezeu cel viu. Și el se ține de cuvânt până astăzi, slăvit să fie Domnul. Și zice Biblia că într-o seară cei doi băieți au venit de la păscutul turmelor supărați, când ceilalți din cetate erau în convalescență, au luat sabia și toată cetatea a trecut-o prin ascuțul săbiei. Și de aceea Iacov a fost atât de supărat. Și Simeon și Levi au fost sortiți anonimatului spiritual. Și totuși, Levi are un moment în care se întoarce. Și acum vă rog să vă uitați la, și cu asta încheiem citatele acestea, să ne uităm la Exod, capitolul 32, de la versetul 25 la versetul 29, Exod 32, de la 25 la versetul, de la 25 la versetul 29, este un moment în care Moise coboară de pe munte cu cele două table ale legii, care au fost scrise, legile au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. Și când coboară de pe munte, a văzut vițelul de aur pe care l-au făcut evreii, au început să dănțuiască, să joace în jurul vițelului. Când a văzut Moise faza asta, s-a supărat teribil, a luat legile și le-a izbit de piciorul muntelui. Și zice Biblia acolo, uitați-vă, Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre bajocura vrăjmașilor săi.
Și spune cuvântul, s-a așezat la ușa taberei, deci a trecut prin cetate, a venit înapoi, la ușa taberei, și spune așa, cine este pentru Domnul să vină la mine? Deci după ce trece prin tabără, a văzut dezastru în care a ajuns Israel, iese înapoi la ușa taberei și spune, cine pentru Domnul să vină la mine? Și uitați ce spune acolo, și toți copiii lui Levi s-au strâns la el, la Moise. El a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, fiecare din voi să se încingă cu sabia, mergeți și străbateți tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Lași seama ce lucru extraordinar. De fapt, ca să mă înțelegeți în două vorbe, era planul lui Dumnezeu să nimicească pe evrei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și uitați ce spune Biblia. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise, adică au dovedit râvnă pentru Dumnezeu. Între Dumnezeu și rudenile lor au pus pe primul loc pe Dumnezeu. Și aproape 3.000 de oameni au perit în ziua aceasta din popor. Și urmează un verset superb. Și spune așa, Moise a zis, predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și a fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi, slăvit să fie Domnul. Așadar, iată de ce Levi a scăpat din anonimatul spiritual și Dumnezeu l-a consacrat în slujbă, pentru că Levi l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor. Așadar, ca să rodim un loc în lumea asta, ascultați-mă, sunt mulți tineri, programul tineri și așa mai departe, dar ca să rodiți, eu m-am botezat, m-am întors la Domnul când aveam puțin peste 17 ani și au trecut 41 de ani de atunci și îmi dau seama că cel mai important lucru din viață pe care am putut realiza este că m-am întors la Dumnezeu și îi mulțumesc Domnului pentru asta. Dumnezeu mi-a dat o familie frumoasă, mă bucur și din nepoți și așa mai departe. Am un loc unde să-mi plec capul, am o bucată de pâine să mănânc. Dar după 41 de ani, un segment de timp apreciabil, îmi dau seama că cea mai mare binecuvântare este că l-am primit pe Hristos ca mântuitor personal. Așadar, oameni buni, ca să putem rodi în lumea asta, trebuie să te alipești de Dumnezeu. Aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze. Nu-i totul că te-ai născut într-o familie de pocăiți, ci totul este să fii cuplat la Dumnezeu cel viu. Nu-i totul că ești în religia pentecostală, ci totul este să fii născut din Dumnezeu cel viu. Să fii transfigurat în suflet prin puterea și slava lui Dumnezeu. De aceea spune în Deuteronom 4:4, voi toți care v-ați predat astăzi Domnului, v-ați alipit astăzi de Domnul, sunteți vii. Când te alipești de Dumnezeu cel viu, primești viață din Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Ascultați-mă în seara asta, este extrem de important să ne lipim de Dumnezeu. Adevărata pocăință nu e un set de dogme și de reguli, ci este o întâlnire cu Dumnezeu cel viu. Întrebarea pe care vreau să o pun în seara asta, te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Poate te-ai născut într-o familie de pocăiți. Țin minte când eram adolescent, mă gândeam, Doamne, m-am născut într-o familie de penticostali, îs menit toată viața să trăiesc în țarcurile robiei. Prietenii mei mergeau la distracție, mă uitam peste gard, parcă îi invidiam. Nu a trecut mult timp și Dumnezeu mi-a atins inima și mi-am dat seama că cel mai important în viața asta este să te întâlnești cu Dumnezeu. Aș vrea ca Domnul să se atingă de orice tânăr în seara asta, de orice tânără, de orice bărbat, de orice femeie, pentru că adevărata credință îți dă viață. Hristos în voi, nădejdea slavei. Aș vrea ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, ca să rodești pentru gloria și slava lui Dumnezeu, trebuie să fii așezat în cort. Cortul este simbolul bisericii. Biserica nu constă, nu rezidă neapărat în zidurile acestea, ci biserica este trupul lui Hristos. Biserica nu este o organizație, ci este un organism viu, prin care circulă sângele lui Iisus Hristos Domnul. Capul bisericii nu este Daniel de la București și nici Papa de la Roma, ci capul bisericii este Hristos Domnul. De aceea biserica a rămas în picioare până astăzi. Unde este ciocanul de pe stema comuniștilor? S-a sfărâmat de nicovala lui Dumnezeu, dar biserica a rămas în picioare. Dragii mei, avem de-a face cu un Dumnezeu care e viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea, uitați-vă în textul nostru la versetul 4, spune cuvântul Domnului, așadar, Numeri, capitolul 17 și versetul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Deci Numeri, capitolul 17 și versetul 4, zice, să pui în cortul întâlnirii înaintea mărturiei
unde mă întâlnesc cu voi. Deci toiegele acestea trebuia aduse la oaltă și așezate în cortul întâlnirii. Așadar, ca să putem rodi în această lume, oameni buni, noi trebuie să fim intercalați în trupul lui Hristos, care este biserica. Legați, nu teoretic, ci într-un mod organic. Adică trebuie să avem viață, trebuie să avem binecuvântare de la Dumnezeu cel viu. Deci am un gânditor francez că întâlnirea între oameni e o sărbătoare. Te vezi cu cineva care nu te-ai văzut de multă vreme, e o sărbătoare. Dar când te întâlnești cu Dumnezeu, e cea mai mare sărbătoare. Pentru că Dumnezeu nu este o idee, Dumnezeu este o persoană. Dumnezeu are dragoste, are iubire pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu este gata să revoluționeze viața noastră. Dumnezeu este gata să ridice inima noastră. Slăviți să fie Domnul. Dar, aș vrea să remarcați, nu numai că suntem așezați în biserică, în cortul întâlnirii care e simbolul bisericii, a trupului lui Hristos, deci capul bisericii este Hristos, dar aș vrea să vă uitați la versetul 7, Numeri, capitolul 17, versetul 7, Moise a pus toiegele înaintea Domnului în cortul mărturiei. Nu numai că e cortul întâlnirii, dar e și cortul mărturiei. Adică atunci când te întorci la Dumnezeu, ai din partea celui preanalt mărturia, dovada că Dumnezeu e viu în vecii vecilor. Deci Biblia în Iov 25:2, groaza și puterea este a lui Dumnezeu. Știți că e una să ai parte de groaza lui Dumnezeu? E una să ai parte de groaza lui Dumnezeu. Și ce spune Biblia? Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. E una să experimentezi groaza lui Dumnezeu și alta să ai parte de puterea lui Dumnezeu. Și ce a spus Hristos Domnul după înviere pe muntele din Galileea? Toată puterea mi-a fost dată unde? În cer și pe pământ. El a venit să ne ofere și nouă o putere. Mulți spun, domnule, eu m-aș pocăi, dar n-am putere să țin pocăința. Nu trebuie să ții nimic, numai să lași. Pentru că cel care îți dă putere e Dumnezeu cel viu. Trebuie să lași țigara, trebuie să lași drogul, trebuie să lași păcatul, să lași frădelegea, să lași neputința. Pentru că cel care energizează ființa noastră, cel care ne dă putere să învingem, este Dumnezeu cel viu. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe. Împărăția lui Dumnezeu constă în putere. Și această putere ne este dată prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. De aceea, în această seară, aș vrea cu toții să experimentăm puterea lui Dumnezeu. Avem de-a face cu un Dumnezeu care e viu. Zice la Romanul 1:16, mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este ce? Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Adică este și pentru religios, este și pentru laic. Puterea lui Dumnezeu este pentru oricine care se deschide. Avem un Dumnezeu care e puternic, avem o Evanghelie care e puternic. Avem un Dumnezeu care este capabil să ne dea biruința asupra păcatului. Pentru că Dumnezeul nostru este viu, slăvit să fie numele Lui. Așadar, primul lucru, să ne lipim de Dumnezeu, al doilea lucru, să fim așezați în cort. Al treilea lucru că vreau să subliniez. Nu uitați, roada o dă Dumnezeu. Deci roada, zice Biblia la Galateni 5:22, Duhul lui dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătate, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Deci roada este a Duhului Sfânt. Roada este a lui Dumnezeu, cel care oferă roadă, cel care ne dă putere să rodim în această lume sterilă și uscată, e Dumnezeu cel viu prin Duhul Sfânt. Și acum ascultați-mă, toiegele acelea, zice Biblia, că au fost așezate în cort. Adică au fost așezate în cort noaptea. Păi orice pom ca să rodească are nevoie de lumină pentru fotosinteză. Se pregătește hrana pentru frunze și așa mai departe. Dar toiagul era un lemn. Gândiți-vă că a intrat mai târziu în chivot. Chivotul avea 2,5 coți lungime, 1,5 coți înălțime și 1,5 coți lățime și 1,5 coți înălțime. Probabil că avea o lungime de circa 150 de centimetri, 1,5 metri. Deci nu era un toiag, nu era un lemn extraordinar de mare. Dar când Dumnezeu se atinge, nu contează că ești mic, te vezi neînsemnat, nici nu e rău să te vezi mic. E bine să ne vedem mici noi și să vedem pe Dumnezeu mare. Amin. E foarte bine lucrul ăsta, dar să fim sinceri când vedem asta. Să ne încredem în Dumnezeu și Dumnezeu ne binecuvântează.
Așadar, culmea, dacă vă uitați în Biblie, spune că a pus toiagul lui Levi în mijlocul toiagelor. Ca și cum în adins ar spune, domnule, hai să-l punem în mijloc, să se sufoce, să nu rodească. Cum altădată, Ilie pe Carmel, după ce a pus pe prorocii lui Baal să aducă jertfă, el a pregătit altarul, a pus 12 pietre după numărul seminților lui Israel. A făcut un șanț adânc în jurul jertfei. A turnat 12 vedre de apă peste jertfă. A turnat așa de multă apă că s-au umplut șanțurile. Adică ei așteptau apă, așteptau foc și în loc de foc au pus apă. Păi oameni buni, nu contează dacă pune atât apa din lume. Când Dumnezeu se coboară peste jertfă, Dumnezeu își arată slavă. Pentru că Dumnezeu e puternic. Nu contează câte forțe adverse sunt în viața ta. Nu contează câte împotriviri din partea diavolului. Cel care ne eliberează, cel care de biruință este Hristos Domnul. Nu contează cât e de mare noaptea din viața ta. Zice Biblia în 2 Cronici 6 cu 1 că lui Dumnezeu îi place să locuiască în întuneric. Cum adică Dumnezeu care e lumină îi place să locuiască în întuneric? Păi se poate asta, dar foarte bine. Păi oameni buni, întunericul nu se alungă cu cureaua de la pantaloni. Întunericul se alungă cu lumina. De aceea îi place lui Dumnezeu să locuiască în întuneric, pentru că Dumnezeu vrea să risipească tenebrele, noaptea, și să facă să mijească pe cerul vieții noastre, soarele neprihănirii, care e Hristos Domnul. Asta vrea Hristos în viața noastră. Binecuvântat să fie numele Lui. Așadar, toiagul ăsta a rodit noaptea. Și vreau să spun foarte clar, oricine ai fi, indiferent cât e de mare noaptea din viața ta, poate în viața ta e un întuneric material aproape, ca și cele trei nopți legate de o altă în Egipt, altă dată. Dumnezeu poate să împrăștie orice beznă. Pentru că Dumnezeul nostru locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Slăvit să fie Domnul! Nu există întuneric atât de mare să nu-L sfărâme puterea lui Dumnezeu. Noastră știți cât la sută în universul care ne înconjoară? Știți cât la sută e lumină și cât la sută e întuneric? Nu vă vine să credeți. În univers 95% este întuneric și numai 5% este lumină. Nu contează cât întuneric e în viața ta. Când Dumnezeu vine, Dumnezeu împrăște întunericul și face să mijească pe cerul vieții noastre, pe firmamentul vieții noastre, soarele neprihănirii, care este Hristos Domnul. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea acest lucru și o noapte dă de știre altea despre el. Și asta fără vorbe, fără sunet care să fie auzit, dar sunetul lor străbate până unde? Până la Noua Zeelandă, nu? Până la marginile pământului. Și soarele, ca un mire, răsare și iese din odaia lui de nuntă și se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Lasă ca drumul soarelui neprihănirii, care este Hristos Domnul, în această seară să treacă prin ființa ta și Dumnezeu te va binecuvânta, slăvit să fie Domnul. Și vreau să remarcați mai apoi, nu numai că zice Biblia a doua zi, adică a trecut o noapte, dar vreau să mai remarcați ceva. Orice copac rodește în contact cu pământul. Orice copac rodește în contact cu pământul, nu-i așa? Păi dacă l-ai scos din pământ, l-ai dezrădăcinat, l-ai terminat. Acest toiac a rodit nu în contact cu pământul, a rodit în contact cu cerul. Deci cel care ne dă viață, cel care trimite peste noi puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este Hristos Domnul. El te poate face roditor în lumea aceasta. El poate să schimbe într-un mod radical viața. Pentru că Dumnezeul nostru este puternic. El poate să te ia din cenușe, El poate să te ia din gunoi, din mizerie, din droguri, din desfrâu, din beții, din fără de lege. Și poate să facă din tine un sfânt, un om extraordinar. În județul Sălaj era o biserică de frați și în localitatea limitrofă era un singur pocăit. Și ce s-au gândit frații? Bă, așa e libertate, hai să facem evanghelizare. Să facem evanghelizare în cetatea respectivă, vecină. S-au dus la comună, au luat aprobări, au făcut afișe să facă evanghelizare la căminul cultural. Frații s-au gândit să invite predicatori, cântăreți. Au pregătit absolut totul. Și conducătorul spiritual din cetatea respectivă n-ar fi vrut să se mulțească pocăiți acolo. Au dus oamenii cei mai fideli lui, le-au dat de băut, nu? Le-au dat ceva la bord. Și au zis, băi, nu lăsați să intre pocăiți aici. Nu-i lăsați să-și facă slujba la căminul cultural, chiar dacă le-au dat autorizație. Voi ascultați de mine.
Eu răspunde sufletele voastre. L-a luat pe unul solid dintre ei, i-a dat de băut. Eu, un discipol al lui Bacus. I-a dat să bea, i-a dat la măsea. Și-a zis, bă, tu te duci acolo. Și dacă cineva se leagă de tine, au de-a face cu noi. Și-a intrat omul în adunare. Oamenii curioși din sat, că nu mai fost niciodată așa ceva. S-a umplut căminul de oameni. Ăla s-a jucat în față. Ceva să pof, pufă, e așa ca o locomotivă cu abur. A început să deranjeze programul. Un frate s-a dus lângă el, a încercat să-i scrie nobul la cine. Fratele ăsta din și lângă el și-a zis, Doamne, dacă Tu ne-ai dat biruință până aici, ne vei lăsa Tu oare să-și bată joc omul ăsta de noi? Doamne, Te rog, liniștește-mă. Și dintr-o dată bețivul acela s-a liniștit, ascultat ca un miel cuvântul lui Dumnezeu. Frate, o cântat, o recitat, o predicat și când s-a încheiat slujba, o ieșit tot afară. S-a dus la grupa aia lui și l-a luat în primire preotul și i-a spus, băi, eu te-am trimis acolo să fii leu în mijlocul lor, să-i sfârteci și ai fost ca un miel, ne-ai făcut de rușine. Păi, oameni, vreau să vă spun ceva, ascultați-mă, cu gândul ăsta m-am dus. Dar nu știu ce s-a întâmplat, a venit ceva peste mine, o liniște. Vreau să vă spun ceva, că m-am trezit dintr-o dată din beție. Vreau să vă mai spun ceva, mi-a plăcut cântarea lor. Mi-a plăcut predica lor, mi-a plăcut poezia. Vreau să vă mai spun ceva, bă, l-am simțit pe Dumnezeu în mijlocul lor. Vreau să vă mai spun ceva, din seara asta mă pocăiesc și eu. Puterea lui Dumnezeu e nemărginită. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea este atât de important în viața asta, oameni buni, să știm că omul rodește nu în contact cu pământul, ci omul rodește în contact cu cerul. Când ai cu cât ești mai bine așezat în pământ, adică îți merge bine, ai tot ce trebuie, că inima omului se împietrește. De aceea este important ca noi să fim cuplați la rețeaua lui Dumnezeu, să fim conectați la cer și Dumnezeu ne binecuvântează, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să mai observați ceva. Spune Biblia aici că toiagul care va, cum zice în versetul 4, va înflori. Migdalul care va înflori. Am un prieten în America, în California și într-o primăvară m-am dus la el și avea un migdal și zice, hai să ți-l arăt în grădină. Migdalul mai întâi înflorește și apoi dă frunză și rodă. De aia spune Solomon în cartea Eclesiastul, întoarce-te la Dumnezeu până nu înflorește migdalul cu peri albi. La unii nu numai că înflorește, sunt mai și scutură. Deci migdalul are o dantelărie superbă. Dar iată ce spune Dumnezeu, că toiagul care va înflori, nu numai că a înflorit, a înfrunzit, a dat muguri, a copt migdale. Pentru că întotdeauna Dumnezeu face mai mult decât te aștepți. Ăsta e Dumnezeul nostru. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Când fiul risipitor era porci, avea probabil o haină de firmă, numai aia aducea aminte de faptul că a fost cândva la tatăl, dar acum era terfelit, era murdar, zdrențos. Când el a spus, bă, câți argați tatălui meu, au belșug de pâine și o mor de foame aici. Știu ce voi face. Mă voi duce acasă la tata și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Când el s-a pornit spre tata cu poezia asta și-a imaginat el vreodată că tata îi va reda slujba sau titulatura sau condiția de fiu pe care o avusese înainte? Niciodată. Niciodată. Aș vrea să vă spun că întotdeauna Dumnezeu face mai mult decât te aștepți. Poate vei spune, cum Dumnezeu mă poate ierta pe mine în seara asta? Dumnezeu îmi poate schimba viața mea? Da, asta poate să facă Dumnezeu. Poate a intrat în seara asta aici un om nemântuit și pierdut. Tu poți să părăsești locașul acesta de închinare plin de bucuria mântuirii. Pentru că Dumnezeul nostru trăiește. Slăvit să fie numele Lui. De aceea aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze în seara aceasta. Ăsta e Dumnezeul nostru. Aș vrea ca Domnul să se atingă de orice inimă. Acop și migdale. Am citit undeva, nu știu dacă e adevărat, eu vă spun ce am citit, că, de exemplu, dacă pe o sâmbure de migdale, de migdală, un sâmbure scrie, de exemplu, Iisus și îl pui în pământ, crește un copac și toate rodele pe care le face, toate migdalele din copacul respectiv, pe fiecare sâmbure scrie Iisus. Ce bine ar fi în această seară Duhul Sfânt să pună pecetea pe noi. Și tot ce rodim în lumea asta să poată să poarte sigilul lui Iisus Hristos în viața asta. Domnul să ne ajute la aceasta. Așadar, ca să rodești în lumea asta, unu, trebuie să te alipești de Dumnezeu, doi, trebuie să fii așezat în cort, adică în biserică.
să te integrezi în biserică. Pentru că cine nu are biserica ca mamă, nu-L are pe Dumnezeu ca tată. Nu poți despărți de biserică, de casa Domnului, de frați și de surori, să slujești cu adevărat pe Domnul. Asta este fals. Cine crede că poate singur să înșală. Deci, să te alipești de Dumnezeu, să fii așezat în biserică. 3. Să nu uiți că roada e dată de Dumnezeu. Și 4. Roada trebuie să rămână. Domnul să ne ajute la aceasta. Și spune Biblia că după ce s-au dus, uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 10. Hai să punem Numeri, capitolul 17 și versetul 10. Și spune, Domnul i-a zis lui Moise, pune toiagul lui Aron înapoi, înaintea mărturiei și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cârtirilor lor și să nu moară. Ce a spus Dumnezeu celorlalți? 11. Luați toiegele și duceți-le acasă. Ori de câte ori le vedeți, să știți că voi n-ați fost aleși de Dumnezeu ca să fie zmeriți. Lui Levi Dumnezeu îi spune, auzi, toiagul tău, lasă-l în casa Domnului ca să fii zmerit, să știi că nu prin tine, ci prin Dumnezeu cel viu. Dumnezeu știe să lucreze. Binecuvântat să fie Domnul. Frașii și surori, zice Mântuitorul, nu voi m-ați rânduit pe mine, ci eu v-am rânduit pe voi. De ce? Ca să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Domnul să ne ajute la aceasta. Și acum am un cuvânt cheie pe care vreau să-l subliniez în seara asta. În primul rând vreau să vă spun că e valabil pentru mine și mă lupt pentru asta. Vreau să vă spun că nu țin predica numai pentru dumneavoastră. În primul rând îmi predic mie. Și chestiunea care vreau să o spun acum este extrem de vitală pentru mine și mi-a dat de multe ori de gândit. Știți cum se numește rodul după ce cade floarea, se formează rodul, da? Știți cum se numește rodul care se formează după ce cade floarea? Știți cum se numește? Atenție, dacă te joci cu floarea, pierzi rodul. E foarte bine în viața asta să ne jucăm cu floarea. Adică noi nu să fim creștini pentru decor, că s-ar putea să pierdem rodul. Și scopul nostru este să rodim pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Dar interesant că fructul, din momentul în care se formează și până la coace, dacă mănânci, de exemplu, în România acum un strugur, arată, ciorchinele sunt formate, e un verde intens, dacă mănânci, se face gura pungă. Pentru că de obicei, așa a creat Dumnezeu, așa a înzestrat fructele, încât sunt foarte acre până când ajung la coacere. De ce? Pentru că numai când ajunge la coacere, semânța din fruct se poate înmulți. Și un soi de autoapărare, ca să nu poți să mănânci, să rămână semânța, nu? Și după aia, plantele să meargă mai departe. Dar, din momentul formării și până la coacere, perioada aia, știți cum se numește, scris și în Biblie, se numește aguridă. Ei sunt foarte mulți pocăiți, foarte mulți frați și surori, foarte mulți dintre noi, care rodesc, dar roada lor nu ajunge decât la nivel de aguridă. Adică trăim pocăința de așa manieră, că atunci când vine cineva în contact cu noi, nu ne ținem de cuvânt, nu suntem punctuali probabil sau facem alte lucruri. Și pur și simplu, oamenii care văd, se face gura pungă. Pentru că nu avem dulceață în noi. Adică sufletul nostru, roada noastră n-a ajuns la coacere. Și vreau să vă dau câteva exemple. Zice Biblia în Iacov, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează ce? Răbdare! Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Fraților, oare ne ducem noi răbdarea până la capăt? Ne ducem răbdarea până la capăt? Atunci suntem pocăiți. Poate spune și la Domnul, mi-am să o până la capăt și nu mai pot. Dacă nu mai poți, treci mai departe la îndelungă răbdare. Și dacă ai epuizat și îndelungă răbdare, mai este încă o treaptă, și anume la răbdarea Sfinților. Poate că înainte de căsătorie trebuie îndelungă răbdare și după aia răbdarea Sfinților, nu știu. Dar cert este faptul că Dumnezeu ne cheamă în viața asta să rămânem în voia lui Dumnezeu, să ne ducem răbdarea până la capăt. Doamne, ajută-ne la aceasta. În cartea Apocalipsa spune despre biserica din Sardes. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. De ce? Pentru că n-am găsit faptele tale cum? Desăvârșite! Adică faptele noastre trebuie să le desăvârșim. Domnul să ne ajute la aceasta. Să nu fim imitații de pocăiți. Știți că imitațiile nu scumpe.
Dacă cumperi o haină de imitație, e mult mai ieftină decât o haină de piele veritabilă, nu-i așa? Aș vrea să nu fim imitații în casa lui Dumnezeu, ci să fim pocăiți autentici. Să se cunoască că suntem oamenii lui Dumnezeu. Nu au circumstanțe atenuante, nici cei din România, nu avem nici voi de aici. Cuvântul Dumnezeu, indiferent unde suntem, noi trebuie să-L transpunem în viață. Spuneam Mântuitorul, cuvintele mele sunt Duh și viață, adică-s Duh, le auzim, dar ele trebuie să devină viață în noi. Adică trebuie să se cunoască că suntem oamenii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Zice Pavel în Timotei, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă bună, un cuget, o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Dacă ținta poruncii este dragostea, ca să o duci la desăvârșire dragostea, știți care e ținta dragostei? Dacă ținta poruncii dragostea, ținta dragostei iubirea vrăjmașilor. Oare suntem noi capabili să ne iubim vrăjmașii? Aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze, îmi încheie aici mesajul în seara asta și nu uitați, fiecare dintre noi trebuie să rodim. Nu contează că ești tânăr sau bătrân. Nu contează de câți ani te-ai întors la Dumnezeu. Noi trebuie să rămânem statornici și să rodim până la capăt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Roda dovedește ce fel de pomiești. Și Domnul să ne ajute să fim oameni care să rodim pentru Domnul. Amin.